Spune-ne cum ai reușit. În primul rând, mulțumesc de întrebare. Se presupune că am reușit. Eu nu consider că am reușit. Consider că sunt într-un punct undeva pe o curbă. Probabil că din afară se vede o opoziție. Faptul că conduc o companie, faptul că am început de la zero, faptul că această companie este respectată, că înseamnă ceva în piața din România. Dar chiar vorbeam cu un prieten care îmi povestea că când se ducea în vizita la taică-său, care era director general, și se părea, mamă, cât de mișto, ești director general. Și acum când a ajuns și el director general, și-a dat seama că mintea lui de atunci gândea lucrurile foarte diferit decât mintea de acum. În momentul în care consider că ai ajuns undeva și acolo se termină drumul tău, e nasol. Și ca să încep cu povestea, deci nu cum am ajuns unde am ajuns, ci cum am ajuns în acest punct, cum am ajuns aici. Întotdeauna m-am întrebat, oare de ce? Oare de ce eu? Oare sunt mai bun ca alții? Evident că fiecare dintre noi are o tendință să considere că, ok, am ajuns aici, fiindcă am fost mai bun ca alții, că am fost mai serios, că am fost mai deștept. Nu știu cât e adevărat. Adică, dacă mă uit la colegii mei, consider că oricare dintre ei ar fi putut ajunge aici dacă ar fi avut oportunitățile și comportarea pe care am avut-o eu, comportarea referitor la aceste oportunități, fiindcă aici mi se pare că este o diferență. Oricare dintre noi are oportunități. Dar mintea noastră e construită în așa fel încât punem filtru peste orice. Suntem asaltați de reclame, că tot vorbim de publicitate. Creierul nostru funcționează ca un filtru. Nu le mai vedem. Trecem pe lângă ele. De ce? Ca să ne protejăm. Educația noastră este de așa natură încât noi pornim o viață cu niște preconcepții. Și aceste preconcepții de multe ori sunt foarte puternice. De multe ori prinzi, valorifici aceste oportunități în momentul în care gândești deschis. Și aici nu vreau să mă dau pe mine drept exemplu, dar vreau să împărtășesc experiența. Eu am terminat facultatea în 91. Ce însemna în 1991? Însemna primul an în care n-au mai fost repartiții centralizate. Până atunci terminai facultatea, știi că trebuie să faci o stagiatură, erai repartizat la un anumit post, chit că era fabrica de sfoară sau nu știu ce iase, trebuia să stai acolo 3 ani, bine, te mai aranjai cu o detașare, cu ceva, după care îți găseai un alt job, adică lucrurile erau foarte liniare pe vremea aceea. În 91 a fost primul an în care ne-au adunat pe toți, ne-au spus, anul ăsta nu vă mai putem oferi posturi, luați diploma, care iar era un lucru neobișnuit înainte, îți dădea diploma după 6 luni, după 9 luni, așa, și succes în viață. Ăla a fost un moment în care am realizat că lucrurile se schimbă. Evident, trecusem cu toții printr-o revoluție. Știam, ne doream ca lucrurile să se schimbe, dar în momentul în care e o schimbare de genul ăsta și o stabilitate se transformă în nimic, aia sunt eu foarte de debusolare, și acum eu ce fac? Acum, un absolvent de acum, probabil că e foarte pregătit pentru lucrul ăsta. Când atunci eram absolut nepregătiți cu toți. Și atunci mi-am pus problema, ok, și ce fac? Probabil că acel moment m-a influențat gândirea și după aia, fiindcă am avut mai multe meserii. Am fost inginer, am fost profesor de matematică, am lucrat în vânzări de radiocomunicații, după care am lucrat în
producție de film, montaj, postproducție, producție, după care am ajuns în publicitate online. Fiecare schimbare de genul ăsta a fost o decizie foarte dureroasă. Ca să treci de la meseria pe care ai învățat-o și care era în capul tău de când ai ales-o, la cu totul altceva, nu știu, să, în vânzări, de exemplu, îți trebuie o determinare, o deschidere și e dureros, fiindcă te duci dintr-un teren cunoscut într-un teren pe care îl desălenești tu, îl descoperi. Una din primele întrebări, ții minte, când am început să lucrăm în vânzări, mi-a spus un coleg, ok, te duci la clientul ăla și aduci și factura. Și am întrebat, ce e factura? Acum școala te pregătește mult mai bine pentru lucrurile respective. Atunci nu prea exista așa ceva. Bun. Și în momentul în care au apărut aceste oportunități, am zis hai să încerc. De fapt, momentul hai să încerc vine după momentul ar putea fi interesant. Fiindcă aici intervine filtrul nostru. Ok, ești foarte bun în domeniul tău. Ești un inginer care a învățat cât de cât să se descurce, mai are de învățat, își stăpânește meseria, respectat, și vine cineva și îi spune, băi, n-ai vrea să lucrezi în vânzări? În momentul ăla intervine filtrul și spune, stai așa, e cu totul altceva, nu mă pricep la lucrul ăla, e altă lume, alți oameni. În momentul în care de la început respingi lucrul ăsta, omor o grămadă de oportunități. Și aici ce înseamnă? Înseamnă un singur lucru. Deschiderea. Deschiderea minții, gândirea, cum e foarte la mod acum să spună, out of the box. În momentul în care lucrezi în vânzări, ești bun și discuți cu cineva și îți spune, ok, e o șansă, n-ai vrea să lucrezi în film? Sună foarte ciudat. Întrebarea e, omor această oportunitate din prima sau nu? Sau îi acorzi o șansă. Această acordare de șansă, mă refer la funcționarea creierului, mi se pare că e cel mai important pas. După care, începi să te gândești. Deci ai făcut acest pas. Da, hai să acord o șansă acestei oportunități. Și începi să te gândești. Oare eu aș fi bun în vânzări? Oare ce înseamnă să lucrez în vânzări? Sau aș fi bun să fac filme, sau aș fi bun să vând publicitate online, să dezvolt o firmă. Fiecare din aceste posturi necesită niște calități, niște trăsături, să le spunem. Calitate e o vorbă mare. Ce consider eu că contează în aceste, în evaluarea acestor trăsături? Odată, firea ta, ce-ți place ție să faci? Unui om îi place să fie foarte ordonat. Să știe că lucrurile sunt sub control. Asta e o trăsătură foarte importantă într-o grămadă de meserii. Un altui om îi place să descopere tot timpul lucruri noi. Iar, e o chestie care te ajută în foarte multe ipostaze. În general, lucrurile astea se văd din chestii mici. Se văd din copilărie, se văd din lucrurile pe care ți-a plăcut să le faci. Ți-a plăcut să colecționezi timbre, ți-a plăcut să faci un sport de echipă, ți-a plăcut să cânți la un instrument. Toate astea sunt expresia unor anumite trăsături umane pe care le ai. Și al doilea lucru care mie mi se pare că contează în aceste momente de decizie este ce decizii ai luat înainte, în special în perioada în care tu te formezi ca om. E perioada asta, care pentru părinți, o spun din proprie experiență, e foarte dificilă. Adolescența, începutul tinereții, în care fiecare copil e tânăr, adolescent, e foarte critic. Este foarte refractar la valorile care
vin spre el din partea societății, din partea școlii, din partea părinților. Această stare de respingere, de fapt, este, după părerea mea, expresia faptului că ți se formează personalitatea atunci. Și atunci iei niște decizii. Decizii de genul, ce fac în situația asta? Merg pe calea mai ușoară sau merg pe calea mai grea? Nimeni nu poate să spună care e bună. Calea mai ușoară obține niște rezultate mai repede, calea mai grea generează niște rezultate mai temeinice, să-i spunem. Fiecare ia această decizie în adolescență și în lucrurile mici. După care ai decizii de genul în zona seriozității. Ok, s-a schimbat ceva. Ai promis un lucru. Ce faci? Explici că nu mai poți să-l faci? Sau faci un efort ca să-ți ții, nu neapărat promisiunea, promisiunea iar un lucru mare. Ce se așteaptă ceilalți oameni de la tine? Mecanismul ăsta de gândire se formează în adolescență, dar influențează aceste momente din viață când treci pe lângă oportunități. De ce mi se pare mie că aceste oportunități și faptul că le-am privit cu mintea deschisă m-au dus unde sunt acum? Pur și simplu, fiindcă nu consider că sunt un om deosebit, nu consider că am o inteligență extraordinară, ci consider că am fost deschis la aceste lucruri, aceste oportunități care au trecut pe lângă mine și datorită lor sunt și am fost întotdeauna în poziția în care am fost. Lucrul ăsta poate sună ca un sfat pentru cei care mă urmăresc. Nu o las ca pe un sfat, luați-o ca pe o experiență personală. De multe ori, Ioana, după oportunități, are efectul invers. De multe ori, seriozitatea, stabilitatea aduce lucruri care, în esență, sunt și ele niște oportunități. Uitați-vă la oamenii de succes. Bine, în România e foarte greu să îi identifici, fiindcă modelele morale vehiculate de multe ori au probleme ca și brand. Întrebare. Care au fost primii bani câștigați de tine vreodată? Când eram în liceu, mai vindeam lucruri în talcior, dar nu știu dacă astea sunt, pot fi considerați bani câștigați. De fapt, mă rog, era o vânzare. După care, primii bani câștigați cu acte, să zic așa, au fost când, în anul 5 de facultate, m-am oferit să fiu suplinitor la un liceu, predam matematică. Și atunci am constatat cât de greu se câștigă banii. Bine, și acum plata unui suplinitor e foarte mică, dar atunci era ceva infim, adică când m-am angajat prima oară, aveam un salariu echivalent cu ceva de genul 25 de dolari pe lună. Nu a apărut să încă euro. Plata orelor de matematică era ceva, o zecime din lucrul ăsta. Dar, mă rog, sunt alte vremuri acum și probabil că celor care s-au născut după 90 le e greu să înțeleagă lucrul ăsta. Ce carte îți place să citești? Îmi place să citesc orice. Cititul e una din pasiunile mele și îmi place să citesc lucruri la care nu mă aștept. Lucruri pe care nu le știu. Adică n-am un gen anume, să zic, îmi place, cum sunt unii cărora le place foarte mult să citească romane de science fiction. Îmi place să citesc romane de science fiction, dar îmi place să citesc și, nu știu, romane istorice, îmi place să citesc și chestii profesionale, îmi place să citesc absolut orice și
Asta e marele meu avantaj, când cumpăr cărți ieftine. Poți să-mi dai un exemplu din viața ta în care etica a jucat un rol foarte important când ai ales the hard way în loc de the easy way? Iar o iau ca un compliment. Se presupune că întotdeauna am ales the hard way. Nu neapărat. Îmi place să cred că în multe situații am ales the hard way, dar n-aș putea spune că ăsta a fost idealul meu în viață și evident sunt momente în care am ales the easy way. Singurul exemplu care vine în minte în momentul ăsta e poziția Argo Interactiv pe piață. Adică piața asta de publicitate online a avut multe frământări. S-au întâmplat o grămadă de lucruri, a fost foarte dinamică. Unele companii au făcut o grămadă de bani după care au dat faliment, altele au apărut, au promis să fie nou soare de pe cerul publicității online, după care s-au dovedit un fâs. Cred că Argo Interactive e compania care a fost cea mai constantă aici. Fără să am impresia că a fost mai bună ca alții sau... Din acest punct de vedere, cred că noi am ales să fim mai constanți, mai serioși și imaginea pe care o are Argo Interactive acum este o consecință a acestei decizii. Care este sfatul cel mai relevant din punctul tău de vedere, care crezi că i-ar fi de folos cuiva care vrea să evolueze personal mai repede? Să răspund cu un calambur, să nu-și dorească să evolueze profesional foarte repede. Sau să concluzionez cu ce am început, să fie cu mintea deschisă la oportunitățile care trec pe lângă, fiindcă în România, în anii 2011-2015, sunt în continuare foarte multe oportunități. Barierele de intrare într-o grămadă de lucruri, și aici lucruri la ce mă refer, industrii, afaceri, chiar și lucruri care nu sunt o afacere, pasiuni, e foarte mică. Acum e loc pentru toată lumea care își dorește să facă un anumit lucru, chit că își dorește să fie un angajat foarte apreciat și un recunoscut de industria respectivă, chit că își dorește să-și deschidă un business, barierele de intrare sunt foarte mici și e foarte mult loc pe piață pentru o grămadă de servicii, produse, care ar putea fi utile pentru oameni și care în alte țări deja funcționează. Adică nu-ți trebuie mare imaginație și viziune. Trebuie doar să ții ochii deschiși. Căline, mulțumim mult de tot! Mulțumesc și eu!